despre pasiune și despre dorință. Vrem să vă povestim în continuare, pentru că e foarte important să ai de la cine învăța. Dacă Cristian a luat de la mama pasiunea pentru medicină, următoarea poveste la fel este construită dintre generații. Țesutul covoarelor constituie o pagină marcantă în patrimoniu cultural al poporului nostru. Acesta reflectă multitudinea conceptelor estetice ale neamului nostru, iar noi vrem să vă facem cunoștință cu o familie frumoasă care a stăpânit această meserie din generație în generație. Dragostea pentru țesut covoare s-a transmis de mai bine de 3 generații în familia Parascoviei Cotoman, iar câteva dintre tainele unuia dintre cele mai vechi meșteșuguri le-am aflat și noi. Noi eram mai mici, mama țesa și toți ne mai veneam plastate. Și mama a văzut că eu am un plas și m-a așezat lângă dânsa prima dată și mi-a arătat la alesul la poloate, așa erau atunci, mari, covoare mari. Și mi-a arătat și tot mi-a arătat și eram lângă dânsa, dar nu puteam să fac altceva, nimic, numai cât o leacă era, o ajutam. Foarte mult iubesc, fiindcă vine din familie, adică de la bunica transmisă și câte ori zic că nu o să mă opresc niciodată. Este un proces extrem de migălos care trebuie elaborat pe etape pentru un rezultat pe măsură. Pregătește urzeala pentru stative, se pregătește la urzitoare, apoi se pune pe stative, se dă prin ghițe, apoi se trece prin spate, se pregătește aici la tul, se așează și apoi tocmai se începe, dacă sunt pregătite bobinile, după asta se începe țesut covrașului. Au încercat să păstreze autenticul deceniilor din urmă, dar și să-l adapteze prezentului. Dar îmi place. Și uneori, dacă mă întrerup o câteva zile, n-am răbdare să mă ocup. Am și nepoți, am și nepoate și cred cu timpul o să-i plac și lor. Olga își dorește să transmită aceste învățături și altor copii pentru a nu uita de tradițiile și idealurile poporului nostru. Foarte mult îmi doresc ca copiii să vină la ateliere, copiii mai mici, începând de la 4 ani, sunt pe categorii de vârste, dar și adolescenții, ca să înțeleagă și să asculte istoria, dar și să facă covorașe țesute manual.